Hristos a înviat. Bun găsit, stimați telespectatori. Ne reîntâlnim pentru această ediție din ciclul de emisiuni Comori ale Ortodoxiei la Trinitas TV, fiind astăzi din nou oaspeții secției de artă veche românească de la Muzeul Național de Artă al României. Și iată-ne pentru ediția prezentă în sala rezervată epocii domniei Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Deci suntem în plină epocă brâncovenească, această sală în întregul ei este consacrată domniei lui Constantin Brâncoveanu. E adevărat, epoca aceasta de artă, epoca brâncovenească, după cum am avut prilejul să prezentăm lucrurile pe un plan mai larg și într-o ediție anterioară, își află începuturile în deceniile anterioare și mai ales odată cu domnia predecesorului său, Șerban Cantacuzino. Dar tot atât de adevărat este că această lungă domnie de un sfert de veac a lui Constantin Brâncoveanu a constituit apogeul unei epoci de cultură, de spiritualitate, apogeul unei poziții speciale a țării românești în acest răstimp de la acum până la secolelor 17-18, când țara românească devenise din nou, așa cum fusese și în vremea lui Șerban Cantacuzino sau mai de mult în secolul al XVI-lea, în vremea lui Neagoe Basarab sau apoi mai în vremea lui Matei Basarab, un adevărat reper în spațiul acesta răsăritean al Ortodoxiei și un sprijin eficient, constant și de mare importanță pentru toate bisericile ortodoxe din răsărit care se aflau la acea vreme sub dominație otomană. Pentru a vorbi despre comorile epocii brâncovenești pe care sala aceasta le prezintă într-un cadru foarte generos, de altfel, vizitatorilor Muzeului Național de Artă a României, ne însoțește și astăzi, ca și în edițiile precedente, doamna Emanuela Cernea, istoric de artă și șefa secției de artă veche românească de la Muzeul Național de Artă. Vă mulțumim din nou pentru această reîntâlnire și vom procede parcursul nostru în această minunată vreme a înfloririi artei bisericești de la cum până la 1700, cu acest moment în fața căruia suntem, care cuprinde câteva piese de valoare excepțională, păstrate din vechea catedrală a Mitropoliei din Târgoviște, cea care la sfârșitul secolului XIX a fost dezafectată integral, demolată și reconstruită în forma actuală. Trebuie să spunem lucrul acesta, că această Biserica Mitropoliei din Târgoviște, înălțată de domnitorul Neagoe Basarab la începutul secolului al XVI-lea, spre sfârșitul domniei sale, pe la 1519 terminată, era la acea vreme cea mai mare biserică din țara românească. Era o biserică în plan cruce greacă înscrisă, cu adaosuri spre vest, care au dezvoltat substanțial lăcașul de cult și se vorbește în cercurile cunoscătorilor că ea la vremea aceea putea să cuprindă aproape întreaga populație a orașului Târgoviște, care pentru o lungă perioadă de timp a fost, după cum știm, capitală a țării românești. O biserică monumentală așadar, care se mai păstrează acum numai în fotografii, în forma ei de dinainte de demolarea
pentru reconstruire, condusă de arhitectul André Le Condonu, dar care, iată, mai păstrează în posteritate, prin anumite elemente și aspecte ale originalității sale din diferite perioade de construcție. S-au păstrat de acolo, trebuie să spunem, și aspecte, și fragmente litice, sculpturi, coloane sculptate, dar pe planul picturii, de care noi ne ocupăm în mod special în cadrul acestei emisiuni, în principal sunt relevate în acest context aceste frumoase icoane împărătești, crucea de mari dimensiuni care domina tâmpla bisericii, de asemenea aceste frumoase sculpturi în lemn care încadrează în chip firesc aceste sculpturi, pentru că era vorba de ușile diaconești prin care se intra în Sfântul Altar. O să o rugăm pe doamna Emanuela Cernea să ne vorbească despre prezența în muzeu a acestor valoroase exemplare de artă brâncovenească. Sigur, începem povestea despre Brâncoveanu cu firesc oarecum în fața câtorva piese de excepție cei drept care s-au păstrat din Biserica Mitropoliei din Târgoviște și este important să menționăm încă de la început că activitatea ctitoricească a lui Brâncoveanu, ca și în cazul lui Matei Basarab, începe prin restaurări și Brâncoveanu, după modelul pe care l-am evocat într-o emisiune anterioară a lui Matei Basarab, al strămoșului său basarabesc, a început să refacă monumentele strămoșilor săi și reface în primul rând Biserica Craioveștilor, cum știți, și avem în această sală o icoană din cele repictate în secolul XVIII după o celebră icoană din epoca lui Neagoe Basarab, a cărei existență îi se datorează întru totul. Avem refacerea tâmplei de la Arnot, actitoria lui Matei Basarab, și această piesă de excepție se află prezentă în această sală care evocă epoca lui Constantin Brâncoveanu și nu în ultimul rând avem Biserica Mitropoliei de la Târgoviște, unde, așa cum știm, după ce Brâncoveanu devine domnul Țării Românești, reface biserica și reface iconostasul acestei biserici, din care se păstrează și fragmentele pe care le avem expuse în spatele nostru. Ceea ce este important din seria icoanelor împărătești care s-au păstrat de la Târgoviște, și oarecum definitoriu pentru personalitatea și programul cultural al lui Brâncoveanu, este tocmai icoana aceasta cu Sfinții Împărați Constantin și Elena, care, așa cum știți, modelul Sfântului Împărat Constantin cel Mare a fost unul dintre cele mai venerate pentru Brâncoveanu. El însuși se imagina un luptător pentru ortodoxie, pentru creștinism. De aceea, în icoana aceasta, la piciorul crucii, se vede o imagine foarte fidelă. Se pare că e o copie după ilustrată de secol XV ale călătorilor italieni, o imagine foarte fidelă a Constantinopolului, care în cazul acestei icoane devine un simbol al creștinătății, pe care Brâncoveanu, asemenea modelului său, Sfântul Constantin cel Mare, visa să-l salveze și în orice caz își propusese să-l ocrotească. Și tot ceea ce face Constantin Brâncoveanu pe parcursul vieții sale demonstrează din plin acest program, acest deziderat al său de protecție și de susținere a ortodoxiei. E peste vreme un fel de replică în altă formă a celebrei scene a Cavalcadei Crucii de la Pătrăuți, adică această aspirație de eliberare a creștinătății de sub dominația otomană, care foarte discret, așa, dar pe de altă parte foarte sensibil pentru cei care știau care sunt realitățile vremii și le simțeau pe pielea lor, le nutreau în epocă. E adevărat, este un motiv recurent în cultura română și e un simbol pe care și l-au asumat în momentele cele mai sensibile ale istoriei voievozii române, acela de urmaș al împăraților Constantinopolului și de salvatori imperiului, ai moștenirii bizantine în orice caz.
Icoanele de la Târgoviște sunt atribuite în mod cert lui Atanasie, un pictor grec, și el, iată, și de data aceasta avem de-a face cu un alt pictor grec și se știe, este foarte cunoscut faptul că începând cu Șerban Cantacuzino, la curtea domnească erau invitați pictori din Grecia pentru a decora diverse ctitorii ale lui Șerban Cantacuzino mai întâi și apoi ale lui Brâncoveanu. Iată că aceștia rămân fideli domnilor țării românești și îi găsim prezenți, așa cum și pe Constantin o să-l găsim în continuare în Țara Românească și în vremea lui Constantin Brâncoveanu, găsim și alți pictori greci la curtea lui Brâncoveanu, iar contribuția lor în definirea trăsăturilor stilului brâncovenesc este esențială. Așa cum vorbeam și în emisiunea trecută, acest aport al pictorilor greci este esențial. Sigur că el se grefează pe o tradiție pe care încă din epoca lui Matei Basarab începem să o cultivăm. Artiștii noștri locali se întorc la modelele post-bizantine și post-bizantine și încearcă să refacă cumva arta oarecum pierdută a vechiului Bizanț. Dar ceea ce aduc nou artiștii greci în acest moment, la sfârșitul secolului XVII, este acest gust pentru fast și o să vedeți în toate icoanele din epocă, este folosit aproape în exces aurul de o foarte bună calitate, aduc o tehnică de excepție pe care încep să o stăpânească și artiștii noștri și o să vedeți asta pe parcursul emisiunii de astăzi. Și nu în ultimul rând, și pentru ornamentarea veșmintelor. Sigur că da. În egală măsură pentru fondul de aur, dar și pentru tipul și acesta pentru de valorare a veșmintelor, a draperiilor. Și nu în ultimul rând, numeroase inovații la nivel iconografic pe care o să le putem analiza pe parcursul excursiei noastre de astăzi. Trebuie să mai spunem telespectatorilor noștri și ce vorbeam înainte de începerea filmării, că această monumentală cruce a avut, ca și în cazul celei de la Arnota, care este aici alături de noi, ca și în cazul altor temple, ca cea de la Hurezi, de pildă, care se păstrează chiar în incinta Lăcașului, fleuroni care împodobeau brațele crucii și care urmează să fie reamplasați în urma unei restaurări pe care o aveți în vedere a acestei cruci. Erau deci o cruce foarte somptoasă și cu laterale foarte bogate și cu capetele crucii însoțite de asemenea fleuroni sculptați. Ea este fără îndoială, așa cum spunea și dumneavoastră, despre Biserica Mitropoliei din Târgoviște, cel mai mare crucifix păstrat în țările române și floronii aceia care o împodobeau perimetral îi sporesc și mai mult caracterul monumental. Pe de altă parte, poate că e bine să precizăm aici, pentru că suntem în fața celor două icoane, încă două lucruri. Faptul că avem aici o reprezentare a Sfinților Împărați cu Sfânta Cruce, pe care nu este reprezentat Mântuitorul Iisus Hristos. Asta era caracteristica cea mai frecventă a icoanelor, dar există tot în epoca brâncovenească și variante în care era reprezentat Mântuitorul pe cruce, chiar la Hurezi, în pictura murală. Sigur, asta e o marcă a epocii și o marcă a lui Constantin Brâncoveanu, apariția acestui tip iconografic în care Iisus este reprezentat răstignit pe crucea dintre cei doi sfinți împărați. Aici este reprezentat deasupra, pe nori. Da. Iar tipul acela iconografic este reluat și în broderia epocii și în ferecăturile de epocă. Pare a fi o comandă foarte atent verificată de voievod. Tronul este iar foarte caracteristic cu aceste ornamentații baroce, dar dispuse cu o anumită gingășie, aș zice, cu o anumită minuție de caligrafist, de caligraf a zugravului,
și care va face epocă și în perioada mai târzie, o să vedem, dar fiind transformată această minuție, această finețe, care se vede de altfel și în costum, și în tratările chipurilor și ale mâinilor, este remarcabilă pentru epoca aceasta. Cei doi zugravi, pentru că vorbeați de zugravii greci, de Atanasie acesta, ca și Constantinos, care era provenit tot din Grecia și care a lucrat și el la Târgoviște în acea vreme, inclusiv la catedrală, la pictura murală, au parcă în comun și ne inspiră foarte mult chipurile acestea, aceste fizionomii extrem de fin caligrafiate. E o caligrafie care ne trimite foarte direct așa la acești pictori de formație grecească din zona atonită și pe care o să o găsim perpetuată încă până în secolul, spre sfârșitul secolului XVIII, în arta pictorilor bănățeni. Acest studiu al fizionomiilor brâncovenești este foarte, foarte pregnant în arta bănățeană a secolului XVIII. O să vedem asta la momentul potrivit, dar vorbeați puțin mai devreme despre tronurile din icoanele împărătești. Tronul în sine devine și el un element definitoriu pentru pictura brâncovenească și ori de câte ori avem reprezentat un tron în icoanele din această epocă, putem să remarcăm exuberanța cu care pictorul reușește să redea toate aceste forme, toate aceste volute foarte ample și această arhitectură extrem de complicată a tronului pe care în epocile anterioare nu o regăsim, iar după epoca brâncovenească devin din ce în ce mai rigide, mai stângace și mai prost înțelese de către meșterii iconari. Aș mai semnala acum încep alte câteva elemente din această icoană, faptul că Mântuitorul este reprezentat cu o coroană închisă care trimite direct la coroanele imperiale bizantine, deci este tipul de coroană imperială din Bizanț, iar sacosul Mântuitorului are multe elemente comune, sacosul arhieresc, cu veșmântul Sfântului Împărat Constantin cel Mare, care este reprezentat cu oarecum cu un soi de această granața, în fine, trimite la acest tip de mantie bizantină, pe care Împăratul Constantin cel Mare o poartă, parcă vrând să sugereze, de fapt, acolo brâncoveanu, că se ascunde undeva în veșmintele împăratului. De altfel, este interesant că cele două personaje imperiale, Constantin și Elena, aici nu sunt reprezentați cu coroane închise, ci cu coroane deschise, așa cum aveau voievozii noștri. Domnitorii Țării României și Moldovei erau la nivelul rangului domniei cu coroanele acestea cu fleuroni deschiși. În schimb, această coroană închisă a împăraților bizantini s-a păstrat în tradiția ortodoxiei peste veacuri, în tradiția lumii ortodoxe, prin mitra arhierească, da. Sigur, la nivel vizual, comparația aceasta pe care ați enunțat-o și dumneavoastră puțin mai devreme este firească. Trebuia să existe o ierarhie între reprezentarea unui sfânt, chiar și atunci când vorbim de Sfântul Constantin cel Mare și împăratul lumii creștine, pentru că în ipostaza pe care o avem, în ipostaza în care este reprezentat Iisus în această icoană, este aceea de mare împărat și arhierău. Da. Era firesc ca el să poarte coroana împăratului bizantin și Constantin cel Mare o coroană cu care se obișnuiseră domnii țărilor române. Și e adevărat ceea ce spuneați mai devreme, acest tip de coroană închisă pe care până la 1453 o poartă împărații Bizanțului, de la acea dată este transferată exclusiv Patriarhului de Constantinopol. Mult mai târziu ea devine un obiect de veșmânt uzual pentru patriarhii și ulterior mitropoliții tuturor scaunelor din ortodoxe. Dar este foarte interesant în cazul acestei icoane și iarăși vorbim despre influența și despre aportul iconografic pe care îl
îl aduc pictorii greci în epocă este prezența vulturilor bicefali pe genunchii Mântuitorului. Acest tip iconografic nu apare decât în această epocă și doar la icoanele din epocă. Îl întâlnim în aceeași perioadă și tot datorată lui Constantin Brâncoveanu la Bistrița, între icoanele împărătești pe care le comandă Brâncoveanu pentru mănăstirea Bistrița, și o să le întâlnim după Târgoviște. Și la Șerban Cantacuzino este insemnul acesta imperial foarte semnul frecvent. Imperial. Brâncoveanu, care era și el prin mama sa Cantacuzin, își dorea să sublinieze această filiație imperială din Imperialul Bizanț. Sigur că emblema este, evocă fără doar și poate împăratul bizantin și ea în epoca a fost uzitată puțin mai devreme de Șerban Cantacuzino și chiar Brâncoveanu o folosește în anumite conjuncturi, deși el nu face caz de vulturul bicefal în împrejurări oficiale. Stema pe care el o afișează în documentele oficiale sau în actele de ctitorire este pajura basarabească. Dar oare pe de altă parte reprezentată la Hurezi, în portal foarte... și în balustrada foișorului înălțat de Dionisie Bălășescu, viitor stareț al Hurezilor la jumătatea secolului XVIII. Acesta e un caz cu totul special, pentru că el face această distinție între Hurezi și celelalte ctitorii ale sale, da. Dar poate că, cel puțin din punctul nostru de vedere, justificarea, prezența acvilei bicefale doar la Hurezi se justifică prin faptul că această mănăstire a avut un statut special, acela de stavropighie. Și mai este reprezentată, dacă mi-aduc aminte, și la Mogoșoaia. Mai apare la Mogoșoaia în reprezentări sculpturale. Deci sunt momente speciale în care Brâncoveanu, și mai ales în prima perioadă a domniei, când el era în relații foarte bune cu Cantacuzini, până când s-au deteriorat relațiile, au început de prin 1703 să există o situație lucrurile. Foarte particulară, bunăoară, în 1694, când se termină de construit mănăstirea, Biserica Mare a Mănăstirii Hurezi, Brâncoveanu comandă niște văluri de tâmplă unor ateliere italienești, atât pentru Hurezi cât și pentru Dintr-un Lemn. Doar că în cazul celor două comenzi atât de importante, iconografia acelor două seturi de văluri de tâmplă este identică, singura diferență e că la Hurezi comandă vultur bicefal. Și asta ne face încă o dată să credem că acest statut de stavropighie era cumva fixat încă dinainte de a deveni consfințit de un document. Abia în 1702 se întâmplă aceasta. Dar, cum știți, încă de la turnarea fundației bisericii de la Hurezi, la Hurezi a fost prezent Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului și acea procedură cu punerea crucii în fundațiile unei biserici stavropighiale pare să se fi consumat în 1692. De altfel, Patriarhul de atunci a donat un fragment cu moaștele Sfântului Procopie, care se află și astăzi la Hurezi. Deci, cumva, considerăm mai degrabă că vulturul bicefal în acest context vrea să sublinieze acest caracter special, acest rol special pe care biserica îl va avea în istoria culturii române. Să mergem în continuare să vedem și alte frumoase reprezentări iconografice din epoca brâncovenească în aceeași sală. Evocam puțin mai înainte în contextul prezentării fragmentelor păstrate din tâmpla de la Mitropolia din Târgoviște, o icoană de Isis lucrată de un zugrav grec care lucra oarecum într-o manieră asemănătoare și cu Constantinos, acel Atanasie zugrav. Iată-ne aici în fața unui alt exemplar minunat al acestei teme, icoana de Isis, datorată unui ucenic localnic de data asta, din echipa de zugravi de la Hurezi a lui Constantinos, pe care vă rugăm să ne-l prezentați. Ioachim, știu că a făcut parte Ioachim din echipa Piseț, da, care a pictat chiar Biserica Mare, Biserica Mare a Mănăstirii Hurezi împreună cu Constantinos. Da, aș îndrăzni să spun că icoana
în fața căreia ne-am oprit acum, este o capodoperă a artei brâncovenești și încerc să și justific cumva afirmația pe care am făcut-o mai devreme. Vorbeam despre aportul iconografic al meșterilor greci prezenți în țara românească în epocă. Ceea ce se întâmplă în cazul acestei icoane este o preluare a noii iconografii, însă aplicată pe fondul tradiției locale. Și de aceea pot îmi place să cred că în cazul acestei icoane, Ioachim Zugravul, căci despre el vorbim aici, demonstrează că meșterii noștri erau suficient de bine pregătiți în epocă să preia toate aceste elemente ale școlii grecești prezente atât la Hurezi cât și la Târgoviște, așa cum am arătat puțin mai devreme. Și vedem în cazul acestei icoane cum se grefează pe fondul acesta de foarte bună școală locală. Vedem că meșterul nostru, deși nu stăpânește foarte bine, sau în orice caz meșterii care debitau panoul încă mai aveau probleme cu debitarea panoului, pentru că această icoană, spre deosebire de icoanele grecești din epocă, a suferit o deformare severă, dar totuși meșterul nostru picta excepțional. Și vedem aici, iar cea mai bună demonstrație în cazul acestei icoane este maniera în care reprezintă portretele Maicii Domnului ale lui Ioan Botezătorul și, nu în ultimul rând, ale lui Isus, care trădează o foarte, foarte bună cunoaștere a tehnicii picturii bizantine și în care regăsim elementele caracteristice epocii lui Matei Basarab. Ceea ce reușește la fel de bine să facă Ioachim în cazul acestei icoane este să-și asume modelele iconografice noi și vorbim aici în primul rând despre acest tron impresionant pe care reușește să-l construiască cu foarte mare pricepere și nu în ultimul rând de inovațiile iconografice respectiv vulturii bicefal prezenți pe genunchii Mântuitorului. Era prezent și în icoana de la Târgoviște. Și în icoana lui Atanasie, apare și în icoana de la Bistrița, dar și în icoanele lui Constantinos de la Hurezi. Deci iată un Iisus Hristos mare împărat și mare arhiereu, Iisus Hristos îmbrăcat în granața, purtând loros imperial și mitră sau coroană imperială, purtând în egală măsură omofor și nu în ultimul rând acești vulturi bicefal pe genunchi care îl confirmă ca mare împărat al creștinilor. Iată în ce fel arta locală asimilează toate aceste inovații, toate aceste resurse externe care pătrund în cultura română la sfârșitul secolului al XVII-lea. Din această zonă, să mai menționăm, din această zonă a sălii brâncovenești, să mai menționăm alte câteva lucrări deosebite, acea icoană a întâmpinării Domnului sau tăierea împrejur, o icoană de tâmplă, pe de altă parte două icoane praznicare din tâmpla de la Arnota, cu scena înălțării, acolo este alături de Buna Vestire, dar și această miniaturală icoană cu marginile, iată, sculptate în lemn, mai rare în epoca brâncovenească, a Sfântului Gheorghe ucigând balaurul. Suntem acum în fața a două montaje realizate, evident, cu un scop bine determinat, care grupează în spatele nostru trei icoane reprezentând scena adormirii Maicii Domnului, iar pe peretele alăturat este un alt grupaj de trei icoane care reprezintă Maica Domnului cu pruncul pe tron. Aceeași scenă, aceeași reprezentare cu tratări ușor diferite, dar care până la urmă urmăresc să scoată în evidență nuanțe, variante extrem de sensibil unite printr-o manieră comună, printr-o viziune comună și care caracterizează din plin epoca brâncovenească. Vă rugăm să ne vorbiți despre ele. Da, e adevărat, la momentul la care s-a organizat această expunere, expunerea din formula actuală, în 2002, Ioana Iancovescu s-a ocupat de tematica acestei sălți și a ținut foarte mult la această
dispunerea icoanelor pe teme iconografice și în mod special a celor două tipuri iconografice, Adormirea Maicii Domnului și Maica Domnului cu pruncul, care se pare că au reprezentat pentru epoca lui Brâncoveanu cele mai frecvente icoane. Și această dispunere grupată pe teme iconografice, tocmai intenția Ioanei Iancovescu de atunci a fost să ilustreze varietatea iconografică, de fapt, în ciuda rigorilor pe care le impune un canon de zugrăvie. Și putem vedea acest lucru cu foarte mare ușurință în cazul icoanelor cu tema Adormirii Maicii Domnului. Se observă numai dacă stăm să comparăm cele trei icoane prezente în sală, diferențe foarte importante, deși aparent par a fi una și aceeași icoană. În fond, Maica Domnului apare întinsă pe catafalc în fața, în primul plan al scenei și în jurul ei o mulțime de personaje, Mântuitorul în dar spate, Mântuitorul în mandorlă înălțând spate, sufletul Maicii sufletul Domnului Maicii sub formă de Domnului, prunc, dar chiar și așa evreul cu mâinile tăiate din de fața, Arhanghelul Mihail prezent în în fiecare dintre reprezentări, cele cel care a trei încercat să icoane, răstoarne năsălia. o mulțime de personaje și asta este iarăși o marcă a iconografiei epocii. În această temă iconografică apar foarte multe episoade, unele dintre ele sugerate, furnizate de scrierile necanonice, dar în același timp putem să vedem în cadrul aceleiași teme iconografice și practic folosindu-se de aceleași personaje sacre, câtă libertate aveau iconarii vremii și cât de expresivi reușeau să fie în cadrul acestor canoane, deseori acuzate ca fiind prea rigide, prea conservatoare. Iar așa ca să zicem, un element anecdotic, aș putea să amintesc faptul că Alexandru Efremov și nu numai el consideră că una dintre cele trei icoane expuse în această sală ar fi pictată chiar de Pârvu Mutu, icoana cu Adormirea Maicii Domnului care provine de la Biserica Adormirii Maicii Domnului din Râmnicu Sărat, aceea ctitorită de Brâncoveanu împreună cu unchiul său Mihail Cantacuzino. Și care știm că a fost pictată de Pârvu De Mutu Pârvu în Mutu, da. biserica aceasta, împreună cu altele. O să mai revenim Icoana asupra. sigur că nu poartă semnătura lui Pârvu Mutu, ea este atribuită de câțiva cercetători pe baza comparațiilor stilistice și într-adevăr putem observa că fizionomia personajelor în cazul acestei icoane este tipică pentru ceea ce realiza Pârvu Mutu în epocă, adică acest tip de chip mai puțin alungit, cu personaje puțin mai dolofane și, în fine, e o icoană pe care merită să veniți să o vedeți, fie că este a lui Pârvu Mutu, fie că nu este a lui, oricum E cel mai firesc de e. considerat de altfel lucrul acesta, având în vedere că Da. provine din biserica unde se știe că A fost. pictor, șeful echipei de pictori a fost Pârvu Mutu, iar icoana fiind Sigur. icoană împărătească, era Este foarte foarte. plauzibil, dar totuși ne păstrăm această rezervă în lipsa inscripției certe să. În afară de faptul că există și aceste apropieri de stilul lui Pârvu Mutu cunoscut în alte lucrări ale sale, fie de pictură murală, fie de icoane. Și nu în ultimul rând, cele trei icoane cu reprezentarea Maicii Domnului pe tron, Maica Domnului cu pruncul din spatele nostru, care și ele de fapt vorbesc despre același lucru, despre o variație în cadrul unui canon care, iată, de data aceasta este foarte flexibil și lasă loc imaginației și talentului iconarilor epocii. Una dintre ele trebuie menționată în mod special, respectiv aceea în care Maica Domnului poartă în mâna dreaptă un trandafir. Aceasta este o inovație iconografică particulară epocii. Ea se pare că se datorează într-o foarte mare măsură circulației cărților în care se vorbea despre minunile Maicii Domnului. Cum știți, în această epocă se tipăresc foarte, foarte multe cărți despre minunile pe care le-a făcut Maica Domnului și multe dintre acestea sunt ilustrate cu xilogravuri, iar această circulație intensă a cărților de acest gen din epocă dă frâu liber sau furnizează modele suplimentare iconarilor, iar în acest caz este evident O întâlnim și în iconografia icoanelor rusești, sigur că da. această variantă. Aș mai sublinia faptul că este evidentă tratarea diferită
a tronului în cele trei icoane. Deci este vorba de maniere diferite de prezentare a tronului, dar și faptul că icoana din partea dreaptă reprezintă un tip iconografic altul decât cunoscut a Hodigitria, cu pruncul așezat în poală și ținut cu ambele mâini de Maica Domnului, o scenă care câteodată apare frecvent în altar și în axul Maica Domnului Întrupării. Da, Maica Domnului Întrupării, da. Da, iar și este legată foarte mult de ideea de jertfă de pe care o reprezintă pruncul înfățișat în forma aceasta. Altfel, cromatica este tot așa foarte asemănătoare. Observăm faptul că maforionul Maicii Domnului este invariabil în culoarea aceasta de roșu. Pruncul este într-un veșmânt în chiton și himation de culoare mai deschisă, un ocru care este foarte frumos reprezentat și din punctul de vedere al drapajului veșmintelor, de altfel ca și maforionul Maicii Domnului. Foarte multă grijă la tratarea blicaturilor acestea ale veșmintelor, care au un rol decorativ deosebit. Putem să mergem în continuare, să ne mai arătați alte lucruri deosebite din această epocă. Acest colț de sală ne întâmpină alte lucrări deosebite între un alt fel de deisis despre care merită să spunem câteva cuvinte și un sobor al arhanghelilor, două icoane foarte frumoase și bine restaurate. Se află în centru piesa cea mai semnificativă pentru pictura brâncovenească din punctul de vedere al prezenței autorilor săi. Este singurul portret de meșter din această epocă pe care expoziția Muzeului Național de Artă îl păstrează. Este portretul pictorului Pârvu Mutu din Biserica de la Bordești din județul Vrancea, aproape de Focșani, cea mai nordică biserică pictată în vremea lui Brâncoveanu, practic este aproape de fruntariul cu Moldova, și o zonă în care Pârvu Mutu a pictat mult, a pictat și la Râmnicu Sărat, a pictat și într-o altă biserică pe care iarăși am evocat-o ca și biserica de la Râmnicu Sărat în anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni, biserica de la Berca, pe Valea Buzăului, actualmente revenită la statut de mănăstire, și unde iarăși lucrările de restaurare mai recente, executate de pictorul restaurator Ion Chiriac, au scos la lumină un alt portret al lui Pârvu Mutu. Dar acesta este fără îndoială cel mai frumos, din fericire, păstrat în contextul în care, așa cum spuneam când am făcut emisiunea la Biserica de la Bordești, această biserică a fost la un pas de colaps și în această situație deosebită s-a procedat până la găsirea soluțiilor de salvare a bisericii, care a izbutit până la urmă în condiții deosebite de asigurare a stabilității sale și prin extragerea acestor fresce, care se mai păstrau, fragmente de frescă, între care, iată, portretul maestrului Pârvu Mutu, însoțit de un ucenic al său. Vă rugăm să ne vorbiți, dar întâi să poate să spunem despre cele două icoane de Isisul, acela care este alt tip decât ce am arătat telespectatorilor noștri până acum. Da, este o continuare a tradiției de Isisurilor brâncovenești. Regăsim în această icoană tronul acesta baroc, foarte bine construit de iconarul anonim în cazul acestei icoane.
Dar ceea ce observăm în cazul acesteia, spre deosebire de cea lui Ioachim, pe care am prezentat-o puțin mai devreme, este că Iisus aici nu apare în ipostaza sa de mare împărat și mare arhiereu, este îmbrăcat, poartă veșmintele antice, este Iisus judecător. În chiton și himation, cu picioarele goale, așa, cu capul descoperit. Dar este un judecător blând, cu atitudine foarte umanizată. Acest tip de reprezentare este specific artei iconarilor noștri și vine pe aceeași tradiție despre care vorbeam mai devreme, a școlii, a epocii lui Matei Basarab. I se și zice, îndeopște, acestei reprezentări a Mântuitorului fără coroană, cu Evanghelia însă deschisă, Iisus Hristos învățător. Ne apropie mai mult de momentele acelor propovăduiri, cum a fost celebra predică de pe munte, sau atâtea alte împrejurări în care Mântuitorul a vorbit ucenicilor și mulțimilor, lucrurile care au rămas în tradiția bisericii și în învățătura bisericii în textele Sfintelor Evanghelii. Deci, Evanghelia deschisă sugerează mai degrabă acest tip Iisus Hristos învățător. Atunci când este reprezentat cu Evanghelia închisă, ne putem gândi mai degrabă la Iisus cel care ne-a învățat și acum așteaptă de la noi responsabilitatea în trăirea învățăturii creștine după cele ce ne-a învățat. Acela ar fi Iisus Hristos, judecătorul. Singurul element care trădează, să zicem așa, momentul judecății este prezența celor doi intercesori alături de tronul judecătorului, da, care intervin pentru păcatele umanității și intervin pe lângă judecătorul suprem pentru a fi salvat întreaga creștinătate. Ceva de aceea acestui tip iconografic în care apar prezenți atât Maica Domnului cât și Ioan Botezătorul, indiferent dacă apar în mărime naturală sau doar în mici clipuri de o parte și de alta a tronului sau a bustului lui Iisus, acest tip iconografic este denumit de Isis, ceea ce în grecește înseamnă rugăciune și este cumva o temă a judecății, care apare și în iconostase, apare și în judecata de apoi din pridvorul bisericilor și în multe alte împrejurări. Iar icoana din spatele dumneavoastră, acel sobor al arhanghelilor, este iarăși o icoană tipică pentru arta brâncovenească. Este o temă iconografică clasică, în care arhanghelii grupați în jurul lui Iisus Emanuel, purtat de aceștia într-un clipeus, care aici are formă de scoică, sau în orice caz sugerează forma unei scoici. Iar acest element decorativ apare frecvent în epoca brâncovenească pe filiera renașterii occidentale. Dar cromatica icoanei, păstrarea acestei tipologii a icoanei bizantine cu pictura care se desfășoară într-o adâncitură a blatului și rama rămânând în relief, ea însă și decorată cu această bandă roșie perimetrală care separă lumea sacra a icoanei de lumea înconjurătoare. Deci, și din punct de vedere iconografic, dar și simbolic, aici resimțim din plin tradiția bizantină, buna tradiția artei bizantine. Iar în spatele nostru, desigur, portretul, autoportretului Pârvu Mutu, reprezentat alături de ucenicul său Radu, nu este singura reprezentare a lui Pârvu Mutu, cum ați spus și dumneavoastră, el apare și în biserica din Berca, dar și la Filipești. Dar spre deosebire de Constantinos, pe care l-am evocat până acum în atât de multe ocazii, Constantinos, cum știți, nu apare reprezentat nicăieri. El este pomenit în proscomidie sau în pomelnicele meșterilor, dar niciodată nu s-a pictat în vreuna dintre bisericile pe care le-a decorat. Pârvu Mutu o face însă frecvent, sigur că din cele peste 15 biserici pictate de el s-au păstrat foarte puține ansambluri până astăzi, dar din cele puține păstrate avem deja 3 reprezentări ale sale. Trebuie să spunem că și aceste portrete erau așezate în locuri de obște discrete, de pildă la Berca este la trecerea la spre intrarea. Da. În,
Întotdeauna, sau cel puțin cele trei păstrate, ca și cea de la Bordești, despre care Corina Niculescu a fost prezentă la Bordești în perioada aceea în care s-a decis extragerea și salvarea freștelor. Ea menționează că portretul a fost extras tot din glaful ușii. Deci el s-a reprezentat, totuși a avut curajul să se reprezinte, ceea ce e ușor atipic pentru caracterul smerit al iconarilor vremii. Dar el totuși a îndrăznit să se reprezinte în zona aceasta de trecere a porții strâmte, prin care nu oricine reușește să pășească spre mântuire. Da, echipa interesant că echipa lui Constantinos, care s-a înscris la proscomidie la Hurezi, pe de altă parte i-a pictat pe ceilalți meșteri. Nu s-au pictat pe ei pe pictori, dar au pictat pe Manea, Vătaful de Zidar, pe Vucașin Caragea Pietraru și statele Mlaru în pridvor, în partea stângă, împreună cu, mă rog, acolo au fost pictați și ispravnicii care... Da. Asta e o întrebare pe care ne-o punem frecvent. De ce aceia care, din punctul nostru de vedere, poate nu sunt atât de importanți precum a fost Constantino și echipa lui de zugrav, de ce ei au ales să le fie salvate doar numele pentru posteritate, iar celorlalți le-au oferit privilegiul de a fi înfățișați în toată în mărime naturală și chiar la intrarea în biserică. Sigur că poate să fie un gest de reverență al zugravilor față de ceilalți meșteri de care depindeau în fond, poate că statutul social al lor încă nu vă pot răspunde de plin la... Nu vă pot răspunde la această întrebare, dar e o temă la care îmi place să meditez adesea. Vă mulțumesc foarte mult. Acum ne îndreptăm spre ultimul popas al parcursului nostru în sala brâncovenească și acolo ne va întâmpina o suită foarte generoasă de icoane brâncovenești, care practic constituie un adevărat regal al receptării de către noi a ceea ce a însemnat pictura brâncovenească. Suntem acum în fața acestei ample desfășurări de icoane brâncovenești cu diferite teme, pe care am rezervat-o finalului emisiunii și o să vă rugăm, stimată doamnă Emanuela Cernea, să evocăm pentru telespectatorii noștri cele mai reprezentative dintre ele și să semnalăm, pe de altă parte, și unitatea, dar și diversitatea în ce privește constituirea datelor principale ale stilului brâncovenesc. Sigur, am ales pentru final să ne oprim în fața acestui grup de icoane extrem de divers din punct de vedere iconografic și foarte diferit la nivelul soluțiilor de realizare plastică. Avem în spatele meu o serie de icoane reprezentând diferite teme iconografice. În cea mai mare parte a lor regăsim teme tradiționale, cum ar fi Sfânta Treime reprezentată sub forma cinei de la Manvri. Ne aduce aminte această scenă de cea mai cunoscută poartă reprezentare de la noi a Sfintei Treimi realizată de Pârvu Mutu, pentru că tocmai l-am evocat, o icoană care se păstrează în colecția muzeală a Mănăstirii Sinaia și care aduce la rândul ei aminte de celebra reprezentare a lui Rubliov. Da. Avem o altă reprezentare a Sfântului Gheorghe Călare, omorând și de data aceasta balaurul, așa cum am văzut că mai apare în epocă. Avem o icoană care merită iarăși foarte... foarte multă atenție din partea publicului nostru, această icoană a Sfântului Procopie, care în fond este o repictare a unei icoane de secolul XVI prezente la Mănăstirea Bistrița, mănăstire despre care, așa cum vorbeam mai devreme, putem spune că a fost restaurată de Constantin Brâncoveanu încă dinainte de a deveni domn și probabil că acela a fost momentul în care a comandat și repictarea acestei icoane. Deci, practic, avem o copie de secol XVIII, de sfârșit de XVII, început de XVIII, a unei vechi icoane de XVI pierdută, din păcate, astăzi. Și tot aici o adormire a Maicii Domnului, așa cum am spus, foarte bogat ilustrată, cu o serie întreagă de personaje și de episoade relatate atât în textele evanghelice cât și în cele
de fapt, în textele apocrife și nu în ultimul rând în, pe peretele opus, cele două icoane cu cu o ramă foarte bogat sculptată, care provin de la mănăstirea Hurezi, iar una dintre ele este o dania episcopului Dionisie Bălășescu, acela despre care știm că a ctitorit celebru foișor al lui Dionisie de la care închide geana epocii brâncovenești la mănăstirea Hurezi, da. Peste aproape 30 de ani. Dar într-un mod cu totul excepțional, adică e o realizare plastică deosebită și într-adevăr o contribuție deosebită pe care l-a adus-o la și este poate da, primul moment în care arta brâncovenească face epigoni, acest foișor al lui Dionisie, iar Dionisie apare reprezentat în icoana din partea stângă, la picioarele Mântuitorului, reprezentat în hainele sale de monah, de călugăr. Iar în cazul acestei icoane este desemnalat, poate despre lucrul ăsta am vorbit cel mai puțin în cadrul emisiunii dedicate lui Brâncoveanu, este desemnalat aceste accente ale iconografiei rusești. În icoana aceea, de exemplu, Ioan Botezătorul poartă coroană. El este reprezentat în spatele tronului Mântuitorului, alături de Maica Domnului, iar aici poartă coroana, asemenea împăraților bizantini, iar acesta este un element ce ține de iconografia rusească, influență pe care o resimt în epoca atât pictura, cât și celelalte arte, literatura, în primul rând. Icoana alăturată cu deisisul dezvoltat din partea superioară și cu Sfinții Împărați Constantin și Elena între alți sfinți în partea inferioară, prezintă și ea aceeași trăsătură, influența de care vorbeați a picturii de icoane rusești, cu tendința de miniaturizare, de caligrafiere foarte fină. Știm că în perioada aceasta, în secolul al XVIII-lea, în spațiul rusesc se realizau niște altare poliptice deosebit de frumoase, dar în care miniatura, ca în toată icoana rusească de altfel, a tins spre a deveni dominantă această trăsătură a miniaturizării, a purtării și în icoană a ceea ce făceau caligrafii în manuscrise. Și icoana, ambele icoane de altfel, par un ecou al acestui plus, gust. În icoana pe care o prezentați dumneavoastră mai devreme, e un decupaj clar din pictura pronaosului de la Hurezi. Aș mai semnala un lucru interesant la icoana Adormirii Maicii Domnului, prezența acelor medalioane cu sfinți în partea superioară, care este mai rară. În această icoană apar... Sunt apostolii care vin la Maica Domnului, sunt aduși de îngeri pentru a asista la momentul... Dar și în scena aceasta a Sfântului Gheorghe, care ucide balaurul ținut de frânghie, de cap de prințesa care era oferită balaurului inițial, că așa era legenda. Colaborarea cu alte cuvinte cu Sfântul în înfrângerea răului, că asta este semnificația acestei apar diverse elemente care ilustrează tocmai această îndrăzneală a pictorului vremii, care, așa cum am văzut, capătă un statut cu totul privilegiat. Iar în icoana Sfântului Procopie, prezența personajului acesta apărat de Sfânt, care este chiar Barbu Craiovescu, strămoșul lui Brâncoveanu, cel care a ctitorit bolnița Bistriței și care a fost salvat, pictat aici ca tânăr la acolo de... apare ca monacul Pahomie în pictura bolniței. Și pe care intervenția miraculoasă a Sfântului Procopie l-a salvat la sfârșitul secolului XV din robie. Este un element istorist, am zice, dar în cazul acestei icoane este o preluare directă din iconografia acelei icoane despre care astăzi nu mai știm nimic, cea de secol XVI. De altfel, Brâncoveanu a dorit asemenea
înaintașilor săi. Lucrul acesta este evident și în felul, mă gândesc acum, cum a fost concepută galeria domnitorilor din pronaosul Bisericii Domnești de la Târgoviște, dar și toată ampla desfășurare votivă din pronaosul mănăstirii Hurezi, a dorit să sublinieze această ascendență care cobora prin Neagoe Basarab, deci prin Matei Basarab mai întâi și apoi până în la începutul secolului XVI prin Neagoe Basarab, la tradiția basarabilor întemeietori ai țării românești. Deci acestea erau personaje domnești emblematice în genealogia pe care Brâncoveanu a afișat-o în epocă, iar iată prezența lui la mănăstirea Bistrița cu o inițiativă ctitoricească este deosebit de semnificativă pentru a înțelege această stabilitate a țării prin Dunga, cum zicea el la Hurezi acolo, Dunga cea mare și bătrâna neamului său, de atât despre tată cât și despre mumă. Ne-am apropiat în felul acesta de sfârșitul prezenței noastre în această minunată sală de artă brâncovenească și invităm pe telespectatorii noștri, mulțumindu-vă deocamdată pentru participarea la această emisiune, să ne fie alături și într-o ediție viitoare în care vom vorbi, printre altele, de felul în care această artă brâncovenească în icoane, în mod special, a dăinuit, a creat ecouri și în pictura murală și a avut o stabilitate de reper în perioada secolului al XVIII-lea pentru zugravii care au continuat, unii dintre ei au trăit și după trecerea din viața Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, au lucrat și după aceea, alții s-au format prin intermediul acestor mari pictori ai epocii brâncovenești, cu toții au contribuit la purtarea acestui mesaj al epocii brâncovenești în posteritate. Și au contribuit la definirea unei identități artistice. Pentru prima dată putem spune că se întâmplă acest lucru în spațiul românesc. Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, și vă așteptăm cu multă bucurie la alte ediții ale ciclului Comori ale Ortodoxiei. Să ne revedem cu bine!